Bun găsit! Fiți atenți la vorbe, opoziție, lună, mercur. Sigur, sinceritatea este foarte bună, dar tonul face muzica, berbeci. Dacă vreți să vă convingeți partenerul de viață că aveți dreptate, atunci trebuie să fiți atenți la tipul de argumente către care este mai îndreptat să le asculte. Nu vă deșertați pur și simplu mesajul. Fiți atenți totuși la modul de gândire al celuilalt. Pentru tauri, este sâmbătă, dar luna e plasată într-o zodie de muncă, așa încât la voi tot felul de acțiuni și activități în folosul altora. Face servicii pentru cei din familie. Pentru gemeni vorbim de dragoste astăzi, dar aspectele sunt destul de tensionate. Semn că supărați pe cineva cu comportamentul vostru. Poate fi partenerul de viață sau partenerul celuilalt de viață. Pentru raci, o atmosferă destul de tensionată în familie, fie vă agitați foarte mult, să adunați pe toată lumea la masa de weekend și toată lumea fuge care încotro, fie sunt tensiuni în familie, un pic mai multă răbdare. Pentru lei, tot felul de distracții, un pic cam multă agitație, voi vreți una, partenerul vrea alta sau lucrurile se întâmplă așa, în urma unui telefon, vă schimbați planurile. Prea multă agitație, găsiți-vă un loc de liniște, în suflet măcar. În schimb, fecioarele vor să facă bani astăzi, numai că vor cheltui bani de dragul cuiva. Rămâne de văzut dacă va fi apreciat gestul lor, poate o vorbă bună și o sfat de viață prin mai bine decât niște bani. Pentru balanțe, în schimb, o zi, mai ales în a doua jumătate a zilei de sâmbătă, multe tensiuni, tensiuni relaționale, sentimentale, conjugale, relațiile cu membrii familiei nu sunt așa cum vor balanțele să fie și de aici reproșuri și stare de melancolie. Pentru scorpioni, sănătatea este vizată, poate unii fac drumuri în acest scop, se duc pe la cabinete sau planifică o astfel de prezență la un cabinet. În tot cazul, nu trebuie să intre în discuții și polemici, pentru că își fac nervi. Pentru săgetători, vorbim astăzi de relații foarte frumoase. Într-adevăr, pot face cunoștință, pot ieși în oraș, dar cheltuie prea mulți bani pentru asta, și timp și energie. Trebuie văzut cu ce persoane merită să se întâlnească sau nu. Capricornii se simt foarte autoritari în familie sau că e nevoie să fie autoritar pentru a pune niște lucruri la punct sau fac o ședință pentru că trebuie luate niște decizii. În tot cazul, au o poziție cam aspră. Pentru vărsători, planuri de viitor care mai mult nu ies, pentru că depinde prea multe persoane care nu se sincronizează cu ei, nu trebuie să se mâncnească pentru asta, trebuie să fie pliabil, maleabil și să se adapteze din mers. Pentru pești, astăzi sănătatea este și avizată, atenție la mesele mult prea copioase, pentru că unii pești se pot plânge de kilograme în plus. Pe de altă parte, atenție și un ochi vigilent pe partenerul de viață care are chef de socializare. O zi frumoasă să aveți, pregătiți-vă de un weekend relațional, vorbe tandre, duioșie, îmbrățișări, noi ne vedem și mâine!